Bună seara, domnule Abaluță. Ne întâlnim în această seară sub auspiciile Târgului de Carte Gaudeamus pentru a vorbi despre Marcel Schwob și despre vii imaginari, despre vieți imaginare, în traducerea doamnei Gabriela Abaluță și cu o postfață a dumneavoastră. De ce ați ales, doamna Băluță și dumneavoastră, să mergeți spre Schwob în condițiile în care, chiar în discuțiile noastre amicale premergătoare apariției cărții, îmi spuneați că este foarte trist că acest mare cărturar francez de la sfârșitul secolului al XIX-lea și început de 20 a ieșit din gloria contemporaneității pe care a avut-o. De obicei, traducătorii își aleg instinctiv acele cărți care le oferă ceva din ceea ce ei imaginează și au imaginat până acum. Modalitatea în care s-au format, cel puțin la noi, după cât îmi dau eu seama, și traducătorii, și literații, n-am avut epoci prea luminate și am rupt din toate părțile. Adică am fost eclectici. Așa este. Știu eu, un redutabil poet și traducător, Sorin Marculescu, a tradus de la Cervantes până la nu știu ce model. Dacă nu mă înșel, el a tradus cele patru quartete ale lui Eliot. Păi, cum? Când înainte, poate, oamenii să... se specializau pe un autor. Pe vremea lui Schwob, să zicem. Se specializau pe o anume perioadă literară. Da, dar ei făcuseră la școală latină, ei făcuseră eventual greacă, bun, și alte limbi de circulație mondială prezente. La noi... Ați intuit doar pe jumătate sensul, capcana din întrebarea mea. Pe de o parte, vorbind despre faptul că traducătorii și în cazul nostru, doamna Gabriela Abăluță, într-adevăr a mers de la Beckett, la Boris Vian, la Penac, Tahar Benjelun. Tahar Benjelun, da. Este și unul dintre... Dar, recent, ați publicat împreună, relativ recent, acum cred că 4 ani, un Charles Baudelaire. Da, asta a fost într-un fel o compensație. Mi-era greu mie să traduc și traduseze atâtea Le Fleur du Mal. Și nu știu dacă mai avea rost. Și am găsit că această carte din opera lui e incitantă. La noi mi se pare că nu se tradusese atunci Thomas de Quincey. Nu. Dar ăsta era cumva... Paradisurile, vorbim despre paradisuri artificiale ale lui Baudelaire. Da, spre paradisul artificial. Da. Dar vă întrerup puțin, pentru că spuneam că nu ați prins toată capcana de aici, sau doar jumătate din ea. Ați fost un Schwobian acum recent. Da, trebuie aceasta să era capcana. Dacă eu, ca absolvent de arhitectură, și nu de filologie, l-am descoperit destul de târziu pe Schwob și datorită unei întâmplări pe care am mai povestit-o
pentru că de atunci eu am scos cărți jvobiene, în care procedeul lui de a de a împestrița, de a uni cumva teoretic, s-ar spune că e un anus contra naturii. Dă-mi niște biografii foarte cunoscute, multe dintre ele, cu fabulații fără limită. Da. El a făcut din asta un procedeu care îi aparține și care a avut mare răsunet în epocă. Răsunet de scurtă durată, pentru că degeaba îl pomenesc că toți portem câțiva suprarealiști, ca André Breton, care spune ce, domnule, zice, fără el nu am fi putut valoriza niște opere deosebite, dar el ne-a dat această știință a fantasticului. Nu degeaba a fost admirat de Maeterlinck, spre exemplu. Da. Iar alții prozatori aproape că l-au pastișat și mă refer la Borges, desigur. Nu. Tu e pastișă. Este adaptarea. I-au făcut înaintea mea și tot proporțion garde, pentru că e Borges și alții și alți prozatori de talia asta. Da. Au făcut această descoperire și au adaptat-o la propriile posibilități. Întotdeauna așa face un creator. Și în felul ăsta există etape. Etapele când a fost influențat de cutare, etape, se vede. Și o spun mulți. Tot așa o spun și eu. Dom'le, când am fost influențat chiar de confrați. A mia oară spun că atunci când mi-am creat stilul minimalist, am avut un model al unui coleg, al lui Petre Vasile Fati, cu cartea Copilul cu capul ras, sau ceva, cam așa ceva. Și am dat drumul furnicilor, în 1997. Da. Și ăla a fost noua față care a rămas asupra vechiului suprarealist, Constantin Avăluț. Faptul deci că, asta e. Că aveți tăria și aveți probitatea de a recunoaște... Nu, e firesc, sunt etapele. Da. Eu sunt și un bun cap critică. Da. De-aia am dat acea antologie care este... A făcut epocă. Da, în spațiul român. Da. Este și o carte de comentariu literar la obiect deosebit. Au recunoscut-o mulți. Da. Jvob face un lucru care până la 1900 nu se făcea, face un exercițiu intertextual. Eu așa am citit mixajul acesta între mitologie, istorie... De asta spuneam, este precursorul marilor curente vii din prezent. Adică acest mixaj, unele merg până la Iodorovski, sau adică ai impresia că își bate joc de asta, cu, e puternic, e desființator. Tocmai de asta l-a adorat și Jari. Sigur că da. Nu numai, dar Jari a fost valorizat la timpul lui doar de el. Da. Așa este. A trebuit mult timp să treacă și oamenii strâmbau de nas. Și a făcut și el niște exerciții acolo. Adevărat. V-aș propune acum să intrăm puțin în text.
care, sigur că vă spun și o să citiți și voi cei care veți avea cartea în mână, a ieșit de o curățenie și de o expresivitate în limba română excepțională. Excepționale aceste lucruri. Și se datorează capacității doamnei Avăluță de a pune limba franceză de 1900 într-o limbă română foarte contemporană și foarte vie, dar și cu rezonanțe arhaice pe alocuri, dar nu artificiale. V-aș propune să mergem acum spre un lucru care m-a surprins grav citind cele 23 de proze, grav în sensul că am empatizat cumva cu prozatorul care trece el însuși printr-o experiență de viață traumatizantă. Schwob, în partea a doua a vieții lui, moare la 37 de ani, este un suferind. Este un Max Blecher mutat în spațiul francez. Schwob, erudit, specialist în Defoe sau în literatura engleză, un vizitat de alții cărturari pentru informația de primă mână, dar și un om care este nevoit să se uite spre propria suferință. Și am citit în toate prozele, în toate cele 23 de proze, vecinătatea morții, iminența ei, violența cu care se manifestă aceasta, pentru că toate textele au personaje centrale care sfârșesc tragic. Nu aștept doar un comentariu pe textul lui Schwob, ci înțelegerea unui scriitor care a trecut prin literatură și prin viață asupra felului în care se leagă biograficul, suferința fizică, chiar una de moment, chiar una pasageră, descris. Bine, eu aici atribuie foarte mult aceste alegeri și aceste tendințe spre sfârșitul tragic și de multe ori de un derizoriu cinic. Cred că risc o apropiere. Era un tip cam ca Hitchcock. Adică îi se părea că aceste personaje, multe cunoscute, așa era. Adică veninul lui Cecco Angiolieri, nu știu ce decădere a Dantelăresei, da, care plecase de la o umilință a nu știu câtor fete de-astea găsite, care unele s-au realizat ce aia era cârnățăreasă. Nu confund, asta e, nu? Da, da, da. Da. Sau Paolo Uccello, pictorul. Da, bine. Da. Aici interpretările sunt teribil de fanteziste. Mm-hmm. Da, eu spuneam că în afară de alegerea personajelor, care multe au tenta asta ciudată și sigur, probabil că n-au sfârșit prea bine, sau, dar cred că concepția lui era asta. Ca și la Hitchcock, el simțea că asta e puterea unei literaturi. Să tai odată cu dulcegăriile, să tai, să ducă personajele. Eu mi-aduc aminte când spunea un bun prieten, un prozator redutabil, Bădiță Pandelea, nereeditat, nu există copyright, fiul lui a plecat pe țări străine. Domnule spunea, zice,
chinuiește-ți personajul. Așa îmi spune, din unde ce trebuie să-ți chinuiești personajul? Ce frumos. Adică spus, există, da. Trebuie să scoți, doar în situații limită, trebuie să scoți din el totul. Am revăzut de curând capăt opera cu Dustin Hoffman în rolul principal, Moartea unui comis voiajor. Nu știu, făcută prin 80 ceva, cred că. Adică, aș zice, cum filme. Domnule, mereu și mereu se inventează niște situații cu dus întors, cu... își chinuiește personajul. Doar așa poate să scoată la lumină adevărata umanitate de altfel. Dar vedeți legătura între propria suferință și suferința personajelor sau este o exagerațiune? Asta, nu, asta se face firesc, pentru asta că omul are primul material propria carne, corpul propriu, da. Cred că asta era concepția. Și spun, faptul că un bun prieten care o să-ți și dovedesc, ce inventează acest Bădiță Bandelea, care era autodidact, dar care făcea de toate. Sculta, picta, a scris un volum de poezie. Mai bun, mai rău, s-a pierdut la editură. Bun. Inventase o... El pățise treaba asta. El fusese la 18 ani, făcuse colectivizare. Era comunist convins. Dar când a văzut că se făcea cu pistolul, că era obligat, a zis, nu se poate, sunt executanții tâmpiți. Și a făcut referate tot mai sus. Și ăștia l-au închis. Și a stat, deci el cunoaște treaba, și a stat la închisoare. Și când i-a dat drumul, casa, părinții, soția, dispăruse. Nu știu cum a fost realitatea, dar asta e personajul, știi? Și atunci îți arată, știi, este kafkian, el descrie la închisoare, el nu prea se pricepea la, era atât de naiv, ce om în cioci, omul cu nasul nu știu cum, adică e o inadvertență voită între umilința și modul așa țărănesc, chiar stupid cum vedea lucrurile, și realitate. Este un Kafka țărănesc. Știi, e procesul, nu știu, da. E, dacă spunea chinuiește-ți personajul și văd că la fel face și Miller. Eu însumi cred că am tentația asta în cele mai bune proze ale mele, care sunt din străzile Bucureștiului. Sunt unele d-un cinism și de o mârșăvie a situațiilor. Da. Suntem în secolul în care totul e permis. Păi, domnule, Jvob a fost un vizionar. Am văzut spre ce ne îndreptăm. Gândește-te că dincolo de suferințele lui, sau da, el a purtat în cârcă toată această... Îți dai seama ce curent a avut împotriva lui. Noi nu prea cunoaștem exact asta. Deci el era evreu, care a făcut vâlvă și îți dai seama ce gurci a atras. Evreu ăsta care se bagă în procesul și îl susține pe Dreyfus și aia împotriva. Păi cum, el a fost și un erou. Gândește-te cum arată biografia intimă, ce suferă el. Da.
Da. Mai am găsit o explicație citind paraliteratura, literatura critică jobiană, în ceea ce se numește decadența latină sau decăderea Occidentului. Asta, sigur că da. Sigur, atunci un subiect foarte grav. Da. El are și asta, decadența latină, da. Pe acolo, de la matroana cinică până la, știu eu, toate aceste nebunii ale clericilor care erau și aventurieri. Și cu o decădere morală gravisimă. Mai sunt câteva personaje care ies din tiparul acesta istoric, sau este vorba despre o istorie a aventurii, este vorba, vorbesc despre pirații. Nu, el, și pirații au fost găsiți în vechile cărți de piraterie. Sunt autentici. Sunt autentici. Sunt autentici. Dar acum, nu mai au fața istorică atât de vizibilă pe care o au ceilalți. Domnule, Lucrețiu sau Paolo Uccello sau... Asta face parte iar din vizionarismul lui, că el a zis global, asta e lumea. Domnii Burke and Schiller. Da. Dar nu este... Și prin invocație. Nu este cumva și o influență a specialistului în literatură engleză? Nu este o influență a lui Defoe aici? Da. Sau a lui Stevenson? Îmi imaginez că poate fi. Stevenson l-a influențat în măsura în care el l-a decodat așa. El l-a decodat ca nerealist. Și exemplele lui sunt concludente. Stevenson dusese până la maximum realismul, așa cum face Jvob cu Paolo Uccello. Îl geometrizează, îl aneantizează. Gândește-te că descrierile le urmărește pas cu pas în Stevenson. Nu erau deloc de aventuri, erau din capul lui. Adică, știi cum sunt? Îți dau un exemplu. Cum ai imaginat Eminescu? Pe el îl interesa cum se creează sentimentul și aia. Culcând cu al tău un păr galben, e o poziție care nu există. A fost decodată de specialist. Și asta nu există, e o aberație. El a făcut-o că simțea nevoia că așa, știi, sunt aceste, cum să spunem, sunt... Există o expresie care îmi scapă acum. Acele greșeli admise, cum se cheamă? E o expresie. Cauționate, bun, dar și eu despre ce vorbiți. Îmi scapă și mie acum, nu-mi vine în minte. Apropo de Paolo Uccello, și pe mine m-a tulburat înțelegerea și destinul pe care îl oferă Jvob lui Uccello. Paolo Uccello, fiind un pictor de la 1300 și ceva, specialist în păsări și în figuri mitice care, despre care se credea că ajută la înțelegerea perspectivei, la realizarea perspectivei în pictură. Și Jvob chiar pune aceste accente, dar la un moment dat este chiar în această proză un element pe care țin să vi-l citesc și să-l discutăm puțin. Căci Uccello
nu se simțea cât uși de puțin de realitatea lucrurilor, ci de diversitatea lor și de infinitatea formelor, într-atât încât a făcut câmpuri albastre, orașe roșii și cavaleri în armure negre pe cai de abanos, cu boturi în flăcări și înarmați cu lănci îndreptate ca raze de lumină spre toate punctele cerului. Remarcați aici frumusețea traducerii, expresivitatea ei. Păi ani, până recent, până pe la 1950, s-a vorbit despre Uccello ca despre unul dintre părinții perspectivei. Și iată că Schwob înțelege că nu este vorba doar despre perspectiva ei. De asta spun că această carte poate fi privită și personajele, deci cartea poate fi privită ca o carte încă novatoare, chiar și acum. Adică el îl arată pe Uccello ca având acele resurse interioare de a fi atât de modern, că nu mai trebuie să respecte realitatea la modul direct. Mm-hmm. Adică, ai văzut, el nu cunoștea ce animal e ăla și prezenta un alt animal. Păi, ce este asta? Nu spune expresionismul abstract, dar dezinteresul pentru realitatea formelor cunoscute, nu de la Adam și Eva, este începutul abstractizării, timid, dar foarte pregnant. Așa a început de la realitate primii abstracți, nu? Cine? Kandinsky, care ce făcea? Niște biserici rusești, niște nu știu ce, le mai deforma, le mai nu știu cum, și ajungeau abstracte. Cam așa și aici, da, știi? Da, sigur. Plus că simbolismul acestor lucruri transformate este puternic. Și culorile, și, știi, aproape că ajungi la chestii de-astea, gen Escher. Exact, e o reptilă, exact. Și dacă privești cu fondul invers, este un șir de zburătoare. Așa pare și Schwob, nu? Da. Pare eșerian, adică are această, văzut... această perspectivă ultramodernă. Noi vorbim aici de pictură, dar și de ideație se poate vorbi, nu? De exemplu, acele cinice descrieri în care îi arăta ca pe niște creatori, pe domnul Burkenheim, nu? Da, 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 da. Și domnul vine cu, masca, comic, nu? Vine cu masca de catran, zice, și realizează două lucruri. Dă impresia pe ceața londoneză că sunt niște bețivi, da? Și până zice, când ajungem acasă, zice, pe ceva și îl întrerupem în modul cel mai simplu cu putință, zice, căzând deasupra și sufocând, zice, cu trupurile noastre. Asta e, zice, faza a doua, zice. Și prima fază, nu știu, că era asasinarea ca asasinarea clasică. Și era una modernă, care era și mercantilă, că le vândea trupurile cât erau încă, virgulă, calde. Știi? La anatomiști care le dădeau bani. Da. Mai vin cu un exemplu? Deci o societate modernă, cam asta e. O altă proză cu un mix extraordinar între mitologie și gotic aproape.
într-o proză numit Septima Vrăjitoare. Septima din Hadrumeta, o sclavă din Hadrumeta, se îndrăgostește de Sextilius, dar Sextilius nu o putea iubi pentru că ea era sub imperiul statutului acesta de vrăjitoare, deci nu putea fi iubită. Disputa între Eros și adversarului mitologic. Dar vrăjitoarea, Septima... Eros și Thanatos. Da, nu era Thanatos, era Anator, cred. Da, în traducerea noastră. Și Septima se duce la mormântul surorii ei și ea, vrăjitoare, dar vrăjitoare moartă de la 16 ani, și îi transmite printr-o libație dorința de a-l convinge, de a-l transforma cu ajutorul zeilor pe Sextilius în cineva disponibil, cineva care să fie capabil să o iubească. Dar comicul gotic aici este că sora acesteia se îndrăgostește ea însăși de Sextilius. Da, și atunci îl recide... Retrage viața, îi absoarbe viața și o ia de mână și pe sora ei și pe Septima. Și astfel se creează prin moarte această iubire. Da, este un... E și un aspect mitologic primitiv, un primitivism mitologic și sigur că da, vrăjitoresc. Dar nu e... O putere teribilă. Adică el este un creator al unui limbaj atât de simplu și, în fond, atât sofisticat, interpretabil și reinterpretabil la infinit. De asta am făcut apropierea întru totul cu Escher. Uh-huh. Are niște perspective, aceeași bucată sau aceleași bucăți, da, șanjante, după cum te uiți, după cum gândești, la ce faci aluzie. Și, sigur, în cele din urmă, e vorba de o societate care decade, de o societate primitivă, care n-a apucat încă să, care e încă în căutare. Este, cred, una dintre cele mai incitate cărți pe care le-a tradus Gabi și unele le-am tradus și eu. Uh-huh. Adică de la Beckett, care tot așa e ultra interpretabil și care figurează și modernul, și clasicul, și și cam asta e. Aș încheia cu începutul, adică cu prefața acestei cărți, care a constituit un element de vizitare permanentă pentru mulți cărturari și pentru teoreticieni ai literaturii, cu ideea centrală a acestei prefețe, că istoria are a se ocupa de elementele de regularitate, în vreme ce literatura cu excepționalul. Iar literatura face ceea ce chiar spuneți în postfață, face ca lucrurile să își schimbe statutul în unicat. Postfața dumneavoastră se numește
are un titlu care spune foarte mult, dar trebuie citită până la capăt ca să înțelegi ce înseamnă unicatul pentru Constantina Băluță. Unicatul ca principiu al creației. Bine, asta este ideea lui. Da, dar Schwab, ideea lui Schwab. Zice că omul, actul uman, în momentul în care capătă condiție artistică, este irepetabil. Iar de uman țin toate lucrurile care au o ascendență literară. Literatura este în cele din urmă un act de identitate. Îl ai, există. Nu îl ai, nu există. În momentul în care ai reușit, deci, să formulezi ceva unic, deci numai al tău, știi, plagiat, nu ți-l poate fără nimeni. Cine să ți-l fure? Nu bănuiești, nu, la modern, la tip care n-au scris decât o cantitate plauzibilă, că s-ar fi ajutat de negri. Ideea că a scris cineva groapa lui Barbu, că nu știu, sau nu știu ce, cartea lui Sadoveanu, că a fost influențat de o carte a unei tipe în vârstă pe care a avea, sau de Ion Gheorghe, că niște scrisori ale nu știu cui, vei, tata și-a pus amprenta el. El a făcut unicatul. Ce să-i faci? Se întâmplă câteodată așa ceva. Asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm un plagiat, dar dacă există amprenta ultimă, pe, nu știi, e greu de spus. Asta este o temă pe care eu cred, nu putem o, să o punem într-o altă întâlnire. Da. Vă mulțumesc foarte și mult. Și eu vă mulțumesc mult pentru că sper să fi făcut curioși pe unii dintre ascultători și cine știe, această carte să aibă măcar în România un destin mai fericit. Cu siguranță că noi am creat aceste premise, adică doamna Gabriela Băluță ca traducător, dumneavoastră ca postfațator și ca îngrijitor al ediției și editura Cartex și eu ca redactor al cărții. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și a fost o întâlnire extrem de ofertantă. A fost o bucurie pentru mine să vorbesc despre o carte atât de dragă și despre acest har pe care îl are soția mea de a traduce și de a rămâne în cochilia ei. A mă pune pe mine ca ambasador pentru promovare. Da. Eu sunt PR-ul ei favorit. Mă angajez și eu în această... Vă mulțumesc încă o dată. Toate bune. La revedere. La revedere.